Bună seara! Sunt primul Laurențiu și vă spun bine v-am regăsit la Meritocrația. Începând de astăzi, am bucuria de a vă spune, de a vă anunța că Meritocrația, emisiunea mea, nu se va mai difuza doar pe Nașul TV, ci se difuzează și online pe Meritocrația TV. Meritocrația TV este un post de televiziune nou apărut, foarte recent, care a fost construit special pentru a promova ideile meritocrației. Pe Meritocrația TV, toți membrii și simpatizanții mișcării meritocrate vor putea urmări zilnic emisiuni deosebit de interesante, cu accente meritocrate, precum și un buletin de știri care se numește Actualitatea Românească și care cuprinde cele mai importante știri ale ultimelor 24 de ore, analizate, comentate, obiectiv, logic, de bun simț. Îndrăznesc să fiu lipsit de modestie și să vă spun chiar de către mine. Acum o să intrăm direct în subiectul emisiunii de astăzi și o să vi-l prezint pe invitatul meu, care nu este altul decât colegul de studio, colegul de televiziune, domnul Bogdan Prosperio Toma. Bună ziua, bună seara, Bogdan! Bună seara, bine v-am găsit și mă bucur că ați început acest proiect în afară de meritocrație și proiectul cu televiziunea și este extraordinar. Mă bucur foarte mult că după mult timp reușim în sfârșit să facem o emisiune împreună. Ne căznim de câteva luni să realizăm acest lucru. Și eu mă bucur la fel de mult. Iată că a devenit realitatea această dorință a noastră și îmi face o mare plăcere să discut pentru prima oară în cadrul emisiunii Meritocrația cu un om de o aleasă noblețe sufletească, cu un om cu care se poate vorbi și despre altceva decât despre mâncare, despre politică, despre jaf, despre bandiți, despre aur, despre gaz și petrol. Astăzi, în mod special, vom vorbi la Meritocrația și în avantpremieră despre suflet, despre dragoste, despre bine, despre rău, despre răutate, despre compasiune, generozitate și multe alte lucruri ce țin de suflet în perspectivă meritocrată și, în mod inevitabil, făcând o paralelă, o comparație cu ceea ce înseamnă aceste valori sufletești astăzi în jungla în care suntem obligați să trăim, să ne ducem viața de zi cu zi. Bogdan, cum este să tratezi spiritualitate, dragoste, într-o societate bolnavă ca cea în care ne ducem noi traiul de zi cu zi? Pentru mine acum este foarte bine, pentru că m-am obișnuit să negociez, m-am obișnuit să fac față acestor vibrații mai puțin plăcute pe care le-ai spus și bine ai spus că trăim într-o junglă. Însă, cine dorește cu adevărat să se dezvolte spiritual și să nu uite de semenul pe care îl are lângă el, pentru că, până la urmă, spiritualitatea asta înseamnă să avem grijă unii de alții, să ne iubim unii pe alții, să avem grijă de semenul nostru. Și de multe ori în România se mai uită despre aceste valori. În Europa, în țările mai civilizate, am observat că există această tendință. Nu-mi dau seama dacă este impusă sau dacă vine neapărat din suflet, dar am observat că există totuși un respect mai mare, Probabil din cauză că în Occident, într-o lume mai civilizată, lupta pe care trebuie să o duci pentru supraviețuire, jungla nu este atât de dură ca aici la noi, unde lupta pentru a supraviețui este mult mai aspră și mult mai grea de biruit vrăjmășia celor din jur. Acum, eu vreau să te întreb, oare în România un om ca tine, un om pentru care aceste valori sunt foarte importante și de actualitate, nu te simți în această lume, în această societate, un pic inadaptat? Am avut momente în care am simțit lucrul acesta, pentru că, evident, a fi spiritual înseamnă să crezi în anumite valori și să ai anumite standarde de calitate foarte înalte. Și, evident, într-o societate de junglă, cum am spus, în care poate doar banul contează și cum să facem bani și cum să supraviețuim pentru mâine,
poate există mai puțin loc pentru spiritualitate. Însă, cine dorește cu adevărat să se dezvolte, va opta pentru aceste valori. Și am observat că sunt oameni care poate trăiesc doar cu câteva orduri pe zi sau ceva de genul ăsta și își cumpără cărți mai degrabă și vor să evolueze spiritual, deci fac sacrificii materiale pentru a se dezvolta, dezvolta sufletul, cum ai spus în începutul acestei emisiuni, că vom vorbi despre suflet. Oare acești oameni nu au devenit o rară avis? Nu, sunt destul de mulți, însă există și aici în spiritualitate capcane. Există capcane pentru că foarte ușor poți să iei mai la stânga sau mai la dreapta și să părăsești calea bună, calea luminii, calea iubirii, cum ai spus. Deci sunt și aici capcane, însă ce este foarte important este să menținem anumite valori morale, să menținem valori meritocratice, pentru că trebuie să înțelegem că doar valorile autentice ne pot duce înainte și să nu uităm de conștiință. Asta ar trebui să ne ducă înainte, conștiința fiecăruia, să ne mărim conștiința, pentru că dacă avem conștiință, până la urmă ce înseamnă conștiință? Înseamnă să respectăm viața, să respectăm oamenii, să respectăm regnul animal, să respectăm plantele, pentru că o persoană care rade hectare întregi de păduri, e clar că nu respectă viața, pentru că și plantele sunt vii. Persoanele care chinuie animalele, clar că nu respectă viața. Și apoi ajungem și la oameni, că, pentru că sunt și persoane care persecută alți oameni sau nedreptățesc alți oameni sau lovesc oameni pe trecerea de pieton sau... Dar oare viața? Și când spun viața, mă gândesc mai mult la societatea actuală. Nu ne dă o lecție aspră cu privire la faptul că a avea conștiință în ziua de astăzi înseamnă a fi un loser? A nu tăia pădurea înseamnă a nu mai fi milionar? A nu da în cap colegului înseamnă că îți ia el postul și o să câștige el mai mult ca tine, iar tu nu o să ai bani să-ți întreții familia? Oare societatea și legea junglei care domnește nu ne arată că este o slăbiciune conștiința și că este o stare de inadaptare aceasta de a fi un om cu un nivel înalt de conștiință? Este undeva adevărat. Ce ne-am face dacă președintele Băsescu și premierul Ponta ar fi niște oameni cu înaltă conștiință? Ar fi mai bine, pentru că ar lucra pentru oameni, pentru noi toți. Da, dar oare dacă ei ar fi niște oameni cu un nivel înalt de conștiință, ar mai putea să ajungă la Ciolan? Societatea le-ar permite accesul în vârful piramidei în actuala societate? Dacă este să vorbim de politică, putem observa că avem doi președinți care au vorbit despre sistem. Da? Primul, domnul Emil Constantinescu, care a spus că a fost învins de sistem, iar al doilea, domnul Băsescu, care a spus că este vorba de o rezistență a sistemului la schimbare. Până la urmă au spus cam același lucru amândoi. Bogdan, spune-mi! Da. Un om cu un înalt nivel de conștiință ca tine, cum ar putea răzbate prin șerpărie să ajungă într-o bună zi candidat la președinție, de exemplu? Deci, în primul rând, că nu-mi doresc. Nu, dar cum ar putea? Să zicem că ar fi necesar ca să supraviețuiesc, da? Să zicem. Da? Da. Atunci, efectiv, le dau dreptate celor doi că ar trebui schimbat sistemul. Nu văd altă soluție decât schimbarea clasei politice în bine, cu o conștiință reală, ce spuneam mai devreme. Oare se poate schimba clasa politică? Poți să-i spui lupului, băi lupule, ia te rog să devii vegetarian, că nu-i frumos să mănânci căprioare. Nu-i frumos să furi. Lupule, politicianule, nu-i frumos să iei șpagă. Nu-i frumos să jefuiești țara asta. Nu-i frumos să-ți dai aurul, petrolul, gazul țării pe un pumn de arginți cu care tu îngropi viitorul copiilor acestei nații. Avem două variante. Cu care vreți să încep? Cu cea mai idealistă sau cea mai concretă? Zi-o pe aia bună întâi, Bogdan. Păi amândouă sunt la fel de bune. Am să încep cu cea mai concretă și apoi cea idealistă. Cea mai concretă este să învățăm să protestăm într-un anumit fel în care să simtă și clasa politică. Pentru că dacă doar stăm așa, cu brațele încrucișate și nu facem absolut nimic, ei nu o să simtă niciodată nimic. În schimb, dacă există măcar o formă de protest, fie pașnică, fie în alt mod, și la meritocrația sunt convins că ai multe idei mult mai bune decât mine,
Încet, încet, clasa politică o să înțeleagă că nu se poate altfel decât să țină seama și de ceea ce gândește și deci, dorește. Tu crezi că lupul poate fi transformat în vegetarian, în oiță? Prin proteste pașnice sau prin altfel de proteste? În optica mea, în filozofia mea și în ceea ce scriu eu în Meritocrația și Meritocratismul, răzbate un alt fel de aer. Și anume că gangrena nu poate fi vindecată, ci doar amputată. Eu cred că lupul nu se va transforma niciodată în oaie, nu va deveni vegetarian și există o singură cale de propășire a acestui neam și de salvare a lui. Există o singură cale de a accede la o societate umanistă. Eliberarea totală de politicieni, de prădători, de jefuitori și nu vreau și nu îmi propun ca acest lucru să se facă eliminare ca o eliminare fizică, doar să li se ia dreptul de a accede la ciolan, la conducerea țării, de fapt. Pentru că țara nu mai trebuie să fie tratată ca un ciolan. Cei ce conduc România trebuie să trateze țara aceasta în alt spirit. Trebuie să se gândească la binele oamenilor, la viitorul copiilor și la un nivel de trai care să permită acestui popor să aibă și alte aspirații decât ce bagă în gură și ce trage pe sulă. Cam același lucru am spus și eu, că trebuie schimbată clasa politică și am spus prin protest. Dar eu zic că trebuie îndepărtată total, îndepărtată, nu schimbată, că eu nu-i văd schimbându-se, să spun drept. Nu știu ce profesor, ce meditator ar putea să facă dintr-un prădător ca Ponta sau ca Băsescu un mielușel blând și bun, plin de dragoste, de compasiune și de generozitate. Dar nu cumva sunt forțați și de alte împrejurări exterioare sau din alte... Ei săraci ar fi... Păi eu spun o chestie. Sau de către... Eu nu pot să-i judec pe ei și nu pot să judec lumea înconjurătoare decât prin prisma mea. Și eu mă gândesc că dacă eu n-aș putea fi obligat de nimeni să fac ceva contrar binelui țării mele și poporului meu, dacă eu n-aș putea fi nici șantajat, nici corupt, nici cumpărat cu nimic pe lumea asta pentru a face rău țării mele, n-ar trebui să poată fi nici ei. Așa văd eu lucrurile. Dar se pare că ei pot. Și nu ați refuzat să accedeți la putere? Aș spune, dacă n-aș avea... Deci eu, în primul rând, că sunt un luptător. Și eu aș spune, nu, tată, ne batem. A, că vreți voi, americanii, neapărat să aveți în România o reprezentanță exclusivă pe România, prin președinția României, voi puteți să vreți, dar eu nu sunt de acord. Și atunci lor le-ar rămâne calea din Egipt. Adică vreți voi poporul, frații musulmani, nu lasă că vă dăm noi americanii democrație până vă iese pe nas. Dar eu aș alege calea luptei. În niciun caz aia, domne, eu nu pot să fac ce vreți voi, eu nu pot să transform România în al nu știu câtelea stat american, eu nu pot să transform România într-o colonie și renunț, mă retrag. Eu nu sunt genul de român, gen baciul moldovean din Miorița. Sunt de acord, însă cum scăpăm de sistem? Pentru că domnul Băsescu a spus rezistența sistemului la schimbare. Cum scăpăm de acel sistem care nu vă lasă să faceți schimbare? Pentru că nu e numai clasa politică, se pare că e și un sistem. Păi Bogdan, eu, prin firea mea, prin revoluția aș răspunde. Cum răspunzi tu? Eu sunt mai pașnic, fiind spiritual. Tu i-ai schimba cu frumușelul. Ai și partea idealistă, că n-ați auzit-o decât pe cea sunt concretă. Sunt foarte curios. Știi de ce? Despre revoluții discutăm aici la Meritocrația din totdeauna. Da. Niciodată n-am discutat despre cum îi putem schimba părechini în umaniști și în oameni de bine și în oameni sufletiști și în oameni care să aibă cu totul alte principii. Cum se poate schimba omul? Cum poate trece din starea aceasta de animal de pradă în aceea de spirit umanist, de spirit civilizat, de spirit înalt? Fiecare națiune are o anumită vibrație și nu întâmplător se spune că fiecare națiune își merită conducătorul sau conducătorii. Dacă vibrația întregii națiuni este joasă, evident că la putere vor veni probabil dictatori sau
eu știu. E adevărat că noi am avut un dictator cumva impus de către sistemul... Dar crezi că oamenii își pot... Sistemul comunist. Oamenii aceștia sunt răi doar la exterior și buni la interior? Ei doar poartă o armură pentru a putea răzbi în societate? Sau ei sunt răi de la natură? Sau sunt niște adaptați? Da, se pot schimba? Ce părere ai? Care ar fă așa o analiză a superprădătorului din societatea românească și cum am putea noi să-l aducem pe drumul cel bun? Dacă tu crezi că se poate, eu cred că doar prin revoluție putem schimba sistemul. Tu crezi probabil într-o revoluție a spiritului omenesc, a sufletului românesc. Dacă vibrația oamenilor a cât mai multor români începe să crească, automat, încet, încet, sistemul își dă seama că ceva se schimbă și trebuie să se adapteze sistemul la marea masă de oameni. Te aud pentru a treia oară vorbind despre vibrație. Da, vibrație înseamnă... Ce înseamnă această iubire, vibrație și cum o faci să crească? Iubire, că înțeleg că ar fi ceva bun. Iubire de cea mai înaltă calitate. Și asta înseamnă să ne iubim unii pe alții așa cum practic ne-a spus Dumnezeu, da? Să ne iubim unii pe alții, să ne respectăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Bun, până la urmă, asta... Cum îi convins să nu mai iubească șpaga, ci să iubească omul? Varianta idealistă se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Dar cum? Că poate nu acum imediat. Spune-mi cum. Ajută-mă să găsim o soluție de genul acesta, spiritual și nu revoluționar. Schimbând cât mai mulți români, dezvoltându-se personal, participând la cursuri de spiritualitate. Cu cât se schimbă mai mult mentalitățile, cu atât mai mult sistemul nu mai are din ce să se hrănească. Practic noi hrănim sistemul și cu șpaga, pentru că dăm o șpagă mică aici, o șpagă mică dincolo. O dăm pentru că ne obligă sistemul. Noi nu facem altceva decât să ne mulăm, să ne adaptăm la sistem. Dacă toată lumea ar protesta și n-ar mai da șpagă, garantat sistemul ar începe să nu mai aibă din ce să se hrănească. Bogdan, știi, părerea mea, și poate nu e neapărat dar importantă, este o variantă idealistă. Părerea mea este că oamenii nu sunt mai buni în Occident decât în România. De acord. Părerea mea e că oamenii nu sunt mai buni sau mai răi în funcție de zona unde trăiesc, de limba pe care o vorbesc sau de mai știu eu ce criterii. Eu cred că oamenii au toți în ei, în sufletul lor, și bine și rău. Numai că diferența o face sistemul. Sistemul, prin regulile sale, este capabil să scoată mai mult bine sau mai mult rău din om. De acord. Eu cred că și un pușcăriaș, și ultimul om din pușcărie, are în sufletul lui și o latură pozitivă, o parte bună. Ultimul criminal, cu siguranță, are și ceva bun în el. Bine, dacă nu-i bolnav mental. Ideea este ca societatea să scoată această latură pozitivă din sufletul lui și nu să scoată latura negativă așa cum se întâmplă în societatea noastră românească de azi. Se întâmplă și în Occident, pentru că s-au fost atentate și acolo, au fost dezmetici care au împușcat... Dar nu ca la noi. Oameni, da. Dar, deci răul din societatea occidentală parcă nu e atât de rău ca aici, parcă este un pic mai machiat, mai pudrat. Așa este. Acum... Este o societate mai așezată, cea occidentală, are un anumit confort material care îi dă o anumită, să zicem, un anumit calm, un anumit pacifism. De aici, de la latura materială să vină... Există și partea materială, dar există și forța legii. Acolo se respectă foarte mult legea, se impune prin forță totul. Există taxe, impozite, amenzi, adică... totul foarte, foarte bine organizat și o persoană care ar vrea să fie rebelă, să lupte contra sistemului, nu are cum. Trebuie să intre în anumite standarde, în anumite riguri. Și totuși, să știi... Eu... avem poliție și justiție, sau cât de cât poliție, dar justiția mai trebuie. Eu călătorind foarte mult prin prisma ocupației mele, pot să spun că nicăieri pe planeta asta oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în propriile lor țări. Așa cum există o nemulțumire latentă în societatea românească a oamenilor față de oameni, fiecare om, dacă întrebe orice român, o să spună că nu-i mulțumit de sănătatea spirituală a poporului român. De acord. Ai zice că e o trăsătură a poporului român. Bă, ca la noi, la nimeni. Sau, bă, noi suntem cei mai rău dintre toți. Și totuși îți spun o chestie. Oriunde te duci în lumea asta, vei auzi același discurs. Bă, noi norvegenii suntem cei mai răi. Nu o să vezi nicăieri oameni mai afurisiți ca noi. Te duci în Germania. Bă, noi nu avem niciun pic de milă, de compasiune, de generozitate. Și oriunde te duci, fiecare o să creadă că răul
din fața lui este mai rău decât răul de peste gard. Pentru că intră în contact direct cu el. Dar vreau să te întreb acum, ce putem face pentru a putea schimba? Schimbarea sistemului social, schimbarea sistemului economic, așa cum îl propun eu, ar putea crea o lume mai umanistă, mai bună? Ar putea, pentru că în meritocrație este vorba de valori autentice. Și automat urmează și o schimbare spirituală, revoluție spirituală, așa cum ai denumit-o, pentru că dacă lucrăm pe partea asta de suflet și spirit, încet, încet omul ajunge la acea conștiință de care spuneam înainte și atunci înțelege că doar respectând elitele, respectând oamenii cu adevărat valoroși, care aceia împing acești oameni împing societatea înainte, cei foarte valoroși, cei foarte inteligenți, cei foarte înțelepți, cei care cu adevărat dau, cum ai spus în alte emisiuni, plus valoare, care aduc o contribuție puternică pentru țara respectivă. Acum, părerea mea este că schimbând sistemul, putem crea o lume mai dreaptă, o lume umanistă în care legile junglei să nu se mai aplice atât de accentuat, atât de exacerbat ca în societatea actuală. Adică să trecem de la legea junglei la o lege a dreptății, a bunului simț, la o lege umanistă în care omul să nu se mai simtă nedreptățit, să nu fie nevoie să aplice la forță și răutate pentru a-și face dreptate și pentru a-și salva pielea. Dar, te întreb, educația, cât de mare importanță are? Pentru că degeaba schimbi, părerea mea, degeaba schimbi sistemul dacă nu vii și cu o completare la nivel de educație, care, după părerea mea, nu-și merită titlul în actualul sistem, acest termen de educație este complet murdărit. Ceea ce se întâmplă, după părerea mea, în societatea noastră, românească cel puțin, n-are nicio legătură cu educația. După părerea ta, cum ar trebui lucrat la mentalul, la mentalitatea poporului, a oamenilor, pentru a putea face această trecere de la legea junglei la o lege umanistă, la o lume civilizată și spirituală? În primul rând o să spun ceva care poate nu s-a mai auzit până acum. Adică eu nu mi-aduc aminte să fie auzit pe cineva spunând ceea ce urmează să vă expun. Și anume că educația nu este de ajuns să se facă la școală și în familie. La ora actuală, românii consumă extraordinar de multă televiziune. Deci, ceea ce văd eu și sugerez este că ar trebui atât un sistem de educație performant din grădiniță, școala generală, liceu și facultate, plus educația acasă, deci părinții să aibă un rol mult mai activ, plus televiziunile. Orice vedem noi pe televiziune acum, sânge, crime, tot violență, de violență și în filme și verbale, sex și nu dragoste. Sau lucruri de picanterii. Cine a mai divorțat? Ce s-a mai întâmplat? Bârfă. Bârfă, da. Lucruri foarte superficiale. Acum, mi-ai vorbit mult despre spiritualitate și despre cursurile tale de spiritualitate. Vrei să ne explici un pic despre ce-i vorba? Ce se întâmplă la aceste cursuri de spiritualitate? Spune-ne un pic despre activitatea ta extra-televiziune. Activitatea mea extra-televiziune înseamnă practic o educație continuă și a mea, pentru că în primul rând eu trebuie să fiu exemplu pentru cei din jur, dar și a celorlalți. Și atunci am cursuri de dezvoltare personală în care un om poate să înțeleagă cum funcționează atât mentalul, mintea lui, cât și subconștientul, pentru că foarte multă lume uită de subconștient, ori 90% din acțiunile noastre sunt, de fapt, date de subconștient. Și subconștientul ar trebui studiat mult mai amănunțit. Nu avem timp pentru o emisiune, dar am putea spune că subconștientul este, dacă vreți, ca un hard disk de la computer pe care ai atât informații pozitive cât și negative, pentru că nu ai cum să stochezi doar pozitiv pe un hard disk. Și atunci, în momentul în care o persoană are anumite înregistrări negative, cum ar fi, de exemplu, banul reprezintă ochiul celui rău, automat și-a creat o barieră în a atrage banii în viața lui. Sau alte înregistrări negative, cum ar fi bărbații sunt toți răi sau invers, femeile sunt toate rele. Automat și-a creat o barieră. Sau câinii vagabonzi trebuie exterminați acum. Da,
Da? Da. Gata, dacă un câine a omorât un copil, trebuie să exterminăm toți câinii din oraș. Aici oare... ar fi multe comentat, pentru că totuși un câine nu poate fi mai valoros decât un om sau un copil, cum s-a întâmplat. Eu sunt sigur că acel copil poate ar fi ajuns un pilot de avion foarte bun, poate ar fi ajuns un un chirurg foarte bun. Reacția extremistă a societății de a găsi soluția în exterminarea tuturor câinilor vagabonzi, ți se pare firească? Mi se pare firesc totuși ce a spus președintele Băsescu, că întâi să oferim o perioadă tampon în care să adoptăm cât mai mulți câini, pentru că e foarte important ca un câine să aibă stăpân. Odată că va primi educație, plus responsabilitatea, dacă acel câine care are stăpân mușcă, este responsabil stăpân. Eu te întreb ceva. Cine considerezi că ar trebui să fie mai inteligent, mai responsabil, un câine sau un om? Omul întotdeauna, este evident. Și atunci vine următoarea întrebare. Câinele a ucis un om posedând un grad de responsabilitate redus comparativ cu un om. Dacă pentru acțiunea unui câine care este, putem spune, semi-responsabil, luăm o decizie în ceea ce privește un act barbar de exterminare a 60.000 de confrați care poate sunt câini buni, care poate salvează copii în fața blocului, care poate păzesc case și așa mai departe. Dar ce trebuie să facem atunci când un om care este mult mai responsabil decât un câine ucide un copil? Exterminăm toată branșa lui? De exemplu, vă îți dau un exemplu. Un deputat, nici nu contează cum îl cheamă, în urmă cu câțiva ani, mergând cu 120 la oră în localitate, a omorât o fetiță de 6 ani pe trecerea de pietoni. Logic, după cum spui și tu, un om ar trebui să fie mult, mult mai responsabil decât un câine. Păi atunci, în logica președintelui Băsescu, nu ar trebui oare să exterminăm, să eutanasiem toți politicienii, pentru că un politician a omorât un copil? Conform acestei logici? Păi asta este logica președintelui Băsescu. Nu. Pedepsim 60.000 de câini pentru unul, pentru că e responsabil. Totuși omul e om și mai poate să producă ceva sau mai poate fi corectat, dar și câinele mai poate fi corectat, sunt de acord. Și atunci ar trebui să fie într-adevăr o perioadă tampon, dar ceea ce văd eu și ceea ce pot spune, fără să fiu un mare expert în câini, dar cred că voi da o soluție cât de cât normală, este să se pună prioritățile. Și anume, prioritatea numărul 1 sau 0, cum îi place președintele să spună, ar trebui să fie identificarea acelor haite de câini. Da? Pentru că acel copil a fost mușcat și omorât de o haită lăsată într-o semi-sălbăticie sau chiar sălbăticie totală, care era nemâncată și și-a apărat singură un teritoriu. Asta s-a întâmplat. Deci trebuie întâi... Explicație există pentru orice. Și apoi acei câini, că 1, 2, care stau în fața blocurilor, aceia sunt mai puțin... Dar soluția de rezolvare a problemei nu ți se pare barbară? Aceea de a extermina? Hai, deci eu consider, știi bine, la mișcarea meritocrată, la noua Constituție, la Constituția meritocrată, pe care o vom supune referendumului în scurt timp, consider că un om care greșește grav, încălcând dreptul la viața altui om, comițând o crimă extrem de gravă, trebuie să fie pedepsit cu moartea. Dar el, nu el și toată familia lui. De acord. Mi se pare barbar să pui, să plătească, să pedepsești, să te răzbuni, ucigând niște nevinovați. Mi se pare mai barbar decât actul celui ce a ucis un om nevinovat. Raportat la populație... Cum ne purtăm noi cu câinii? Ucigând 60.000 de câini nevinovați pentru unul vinovat. Raportat la populația Bucureștiului, nu ar fi foarte greu ca să se găsească un stăpân pentru fiecare câine vagabond sau să se găsească, să se construiască mai multe adăposturi, ar fi soluții și în acest sens, ca să nu-i omorâm pe toți, sunt de acord. Sau o parte din acești câini să fie preluați și de localitățile din jur. Dar eu vă pot spune ce se întâmplă cu orașele satelit Bucureștiului, cum ar fi Ploiești, Târgoviște, Pitești. Sunt dube cu câini încărcate de așa zis
oameni care nu știu dacă fac parte din ONG-uri, nu știu cine îi plătește, îi încarcă în dube și îi varsă pur și simplu în aceste orașe satelit ca să scape de ei din București și apoi raportează. A scăzut numărul de câini cu atâta, cu cât au încărcat el în dubă. Știați de fenomenul acesta? Nu, nu știam. Și mi se pare, că nu este altceva decât o anomalie care face parte din normalitatea societății omenești. La noi totul e șmecherie, totul merge și așa, totul lasă că o rezolvăm. Este normalitate. Deci nici nu se mai atacă nimeni. Când povestești un astfel de eveniment, nu te supăra. Pe mine? Nu mă impresionează deloc. M-ar fi impresionat, m-ar fi mirat să fie altfel. Adică, vezi, în ce lume trăim, în care anormalitatea, nefirescul, a ajuns să ni se pară firesc și, și normal și acceptabil, mai mult acceptabil. Așa că spune, te rog Bogdan, ce faci tu cu acest popor, cu mentalitatea lui și cum o modifici de pe azi pe mâine? Păi asta e, că nu se poate modifica de pe azi pe mâine. Cum crezi tu că se poate modifica și în cât timp? De ceva timp. Poți altfel decât prin educație? Există și alte mijloace? Da. Există și mijloacele de coerciție, dar nu cred că sunt soluția la noi, pentru că oricum nu există interesul. Deci mai degrabă oamenii să se informeze și să caute, să se educe, să se reeduce, să crească cât mai mult și în inteligență și în înțelepciune, deci în spiritualitate. Asta văd eu și am spus de cursuri de dezvoltare personală, dar am spus și urmează să spun de cursurile cu adevărat spirituale care le țin, și anume și cursurile de Reiki, și am și un sistem al meu creat special și unic pentru rezolvarea problemelor de pe subconștient, cât și cele mentale. Deci sunt soluții. Întotdeauna sunt soluții. Ideea este că oamenii nu sunt informați și, cum spuneam, la televiziuni se informează mai mult de lucruri facile, cât mai superficiale. Atunci este greu să se progreseze. Dar e posibil ca schimbarea să vină în 2 ani sau în 8 ani. Cam așa am estimat eu. Cel mai rapid în 2 ani de zile. Varianta cea Părerea mea este că nu poți schimba mentalitatea unui popor cu binișorul, prin educație, în 2-8 ani și nici măcar în 2-3 generații. Părerea mea e că pentru a putea lua un start lansat, este nevoie de cuvântul magic pe care l-ai pronunțat și tu mai devreme și pe care îl aplicăm prin Constituția meritocrată, și anume coerciție. O lege foarte aspră, foarte severă, pentru că omul secolului 21 nu știe decât de frică, nu știe decât de baston. Dacă știe că dacă face ceva rău, plătește aspru și o să-l doară, nu va face din conștiință, se va abține de frică. Iar asta îți va da un răgaz să lucrezi prin educație la generațiile viitoare și încet, încet să schimbi în profunzime, adică din suflet. Dar la început, în prima fază, părerea mea este că dacă vrem o societate sănătoasă, va trebui să avem un sistem coercitiv foarte puternic, o lege foarte aspră care să pedepsească aspru nedreptatea, furtul, fără de legea. Sunt de acord cu asprime, dar în condițiile în care această aplicare a legii ar funcționa 100% corect. Sunteți convins că dacă măriți pedeapsa sau aveți legea, asta da. Se va întâmpla? Se teamă că s-ar putea să se întâmple abuzuri și nedreptăți. Adică da? Tot cel din pătura inferioară să fie nedreptățit pentru că da. A călcat cu un centimetru mai la stânga sau mai la dreapta. Bogdan, ți-e frică de acest lucru pe bună dreptate? Pentru că vezi la televizor în fiecare zi despre nedreptățile din sistemul juridic. Vezi în fiecare zi despre corupția sistemului juridic, despre nedreptatea pe care ești obligat să o accepti pentru că vine de la un judecător. Dar iată că în Constituția meritocrată am luat în calcul acest aspect și propunem ca de acum încolo societatea să nu mai beneficieze de un sistem juridic bazat pe mafie, corupție și subiectivitatea unui judecător, ci procese cu jurați în care 10 oameni aleși aleator, în mod aleator, la întâmplare și care, mai mult, sunt supuși unei legi coercitive foarte dure, și anume pușcăria pe viață în caz de corupție, da. Ar putea proteja de astfel de nedreptăți, abuzuri și
Ideea este foarte bună. Greșel, poate. Ideea este foarte bună cu un mic amendament. Care? Eu nu aș alege la întâmplare. Aș alege valori cu adevărat autentice, care au în primul rând conștiință. Pentru că cu cât conștiința crește, cu atât este mai greu mituibil, dacă vreți, acea persoană din jurați. Da? Iată, un nou aspect meritocratic. Da. Să alegi oamenii în astfel, dar îți spun o chestie. Valoarea în acest domeniu este foarte greu de cuantificat. Știi de ce? Pentru că noi nu avem nevoie de super genii, de genii, de super coeficient de inteligență, nu avem nevoie la un jurat să fie un mare inginer. Exact. Avem nevoie de oameni cu un acut simț al dreptății. Exact, al dreptății și al conștiinței. Iar spun, nu mă interesează acest... să fie super doctor docent cu 3 facultăți. Iar nu. Acest simț al dreptății este foarte greu de cuantificat și de evaluat. De aceea eu m-aș baza pe altceva. Dacă faci un proces cu 9 jurați, oameni de rând, aleși aleator din societate. Eu spun un lucru, cred că toți ne naștem cu simțul dreptății noi. Iar dreptatea nu este apanajul cuiva. Iese la suprafață ca uleiul. Eu cred că din 9, poate sunt 2 țăcă, ce ar putea lua o decizie sau ar putea da un vot, aiurea. Dar omul, în majoritatea lui, are simțul dreptății din naștere, în ADN. Și nu cred că este atât de important factorul valorii, fac chiar factorul meritocrat în determinarea și în alegerea juraților. Pentru că, repet, dreptatea, bunul simț, vine din lăuntru ADN-ului nostru. Eu aș mai pune pentru cei 9, 10, eu aș pune 12 jurați, nu știu de ce. Am eu sigur, o preferință pentru numărul 12. Sigur, cu cât mai mulți, da. cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Aș mai pune o calitate a celor 12, să zicem, sau 9 jurați, să știe să se informeze și să fie foarte bine informat, să știe să lucreze și pe internet, să știe să studieze multe cărți. Cu cât e mai informat un om, cu atât va ști să ia decizia corectă, să nu trimită în mod abuziv un om la închisoare sau să facă dreptate, să pedepsească un criminal. Aici, sigur că aici da. Mergem. O Constituție, ca cea meritocrată, nu își propune să dea o lege până în detaliu. Își propune să dea niște principii directoare. Principiul director pe care și-l propune Constituția meritocrată să-l implementeze în noul sistem este procesul cu jurați. Apoi, cum se va pune în aplicare acest lucru, va fi stabilit de viitorii meritocrați ce vor conduce România și vor crea cadrul legislativ adecvat și în concordanță cu Constituția meritocrată. Acum, eu vreau să mergem, să ne întoarcem la latura spirituală. Spune-ne că n-ai apucat, pentru că te-am întrerupt, cum lucrezi tu în domeniul acesta al spiritualității? Ce faci efectiv? Fac bine, zic eu, pentru că am... oameni mulțumiți. Am un procent foarte mare de oameni care pleacă fericiți și de la cursuri, cât și de la tratamentele care le fac. Și despre ce discutați? Discutați despre religie? Discutați despre... Sunt și aspecte de religie, pentru că oamenii trebuie să învețe și despre moralitate. Trebuie să învețe să respecte și cele 10 porunci. Și am constatat că foarte multă lume nu știe care sunt, oamenii nu știu care sunt cele 10 porunci și mai este și aspectul că nu înțeleg cum să rezoneze foarte bine cu divinitatea. Până la urmă, a rezona corect cu divinitatea și a avea credință înseamnă să fii capabil să atragi acea energie înaltă de la Dumnezeu pentru sănătatea ta în primul rând. Da. Asta ar fi primul scop al nostru. Dacă suntem sănătoși, apoi putem produce pentru societate și pentru noi, bineînțeles. Pentru că asta scapă foarte mult din vedere sănătatea și faptul că e important să produci pentru ceilalți. În momentul în care dăruiești celorlalți, atunci începe să îți vină recompensele, începi să obții și prosperitate. Și atunci, dacă am rezolvat problema sănătății și a prosperității, mai există provocarea de a avea relații corecte cu cei din jur, de a atrage oamenii corecți în jurul nostru. Ce înseamnă oamenii corecți? Oamenii care ne pot duce și pe noi înainte, dar și pe care noi, la rândul nostru, îi putem influența în bine, de a influența și ei, la rândul lor, pe alții în bine. Și în acest fel se propagă un val de bine în toată societatea. De la iubire, de la lucru cu vibrații înalte, cu lumină,
Deci se pleacă și de la credință, dar trebuie să înțelegem cu adevărat ce înseamnă credința. Și repet, înseamnă a atrage acea energie vindecătoare, dacă vreți, de frecvență înaltă pentru noi. Și asta ne poate duce și către o conștiință înaltă, nu numai către sănătate, și către conștiință înaltă. Și atunci toată lumea ar beneficia. În viziunea ta, în munca ta concretă, în plan spiritual, există vreo diferență între o religie și alta? Există vreo diferență între musulman și ortodox, între catolic și budist? Există diferență pentru că fiecare crede un pic în altceva. Dar binele nu e unul singur? Binele este unul singur, dar fiecare crede în altceva, pentru că musulmanul are ca erou principal pe Mahomed, creștinul are ca erou principal pe Domnul Iisus Hristos și eventual Sfânta Fecioară Maria, după care urmează și armata de arhanghel și de îngeri, iar budiștii cred în Buddha, hinduși în legile hinduse, dar ca exemplu m-am întâlnit... Da, eu vreau să te întrerup scurt de tot. Da. Oare nu intrăm în acest fel, pe o latură periculoasă, și anume un cult al personalității unuia dintre ei, că e Iisus, că e Buddha, că oricine, și cam deviem de la latura spirituală? Asta vreau să spun. Am întâlnit în Anglia un hindus, era indian, și îmi spune, eu am studiat foarte bine și creștinismul și evident și hinduismul, pentru că în această religie m-am născut. Și eu nu văd nicio diferență între creștinism și hinduism. Au aceleași valori și în hinduism se propovăduiește iubirea și ajutarea aproapelui și așa mai departe. Deci, până la urmă, există valori comune în toate religiile dacă ne ajutăm aproapele, dacă facem bine, dacă propovăduim și efectiv aplicăm cu adevărat iubirea. Pentru că doar la nivel de teorie nu e de ajuns. Trebuie în fapte să dovedim că suntem buni. Așa, după părerea ta, care dintre religii ar fi mai aproape de spiritul înalt umanist la care visezi tu? Eu m-am născut în religia creștină și am studiat mult mai mult religia creștină. Am studiat și alte religii, dar totuși sunt de partea creștinismului. Înțeleg. Adică să recunoști subiectivitatea, ca să spun așa, nu? Sau poate din cauza că tu cunoști mai bine religia creștină și mai puțin sau deloc alte religii? Nu. Eu spun aproape 99,9% că viitorul este al religiei creștine. Fără să jignesc pe ceilalți. Adică îi respect și pe hinduși, și pe budiști, și pe... Cu ce ar fi mai bun un creștin decât un budist? Îți dau un singur exemplu, o simplă provocare, să nu înțeleagă cineva greșit. Vechiul Testament este plin de îndemnuri la violență, la ură, la crime. De acord. N-am întâlnit așa ceva în religia budistă. De acord. Numai că urmează, după Vechiul Testament, urmează Noul Testament. Iar Domnul Iisus Hristos exact asta spune. Eu am dat noua lege. Și ce știați voi și ați moștenit de la Moise sau de la cei din vechime, practic, luați doar ce este aplicat la conceptul de iubire. Da? Tot ce înseamnă păcate, dacă vreți, tot ce înseamnă lucruri anormale, se anulează. Și atunci Iisus Hristos a venit cu această nouă lege a iubirii și, bineînțeles, a unui comportament fără de păcate. Da? Oare omul, creștinul, nu pune un măr stricat și un măr bun în același coș, punând Vechiul și Noul Testament în Biblie? Te-ai întrebat vreodată? E bună afirmația asta. Este foarte... Eu citind Biblia, am avut această revelație. Am avut senzația că a fost pus în Biblie un măr bun și un măr stricat și că undeva ceva nu este în regulă. N-am auzit și n-am întâlni niciodată, nici în plan filozofic, nici religios, o discuție pe această temă. Oare de ce oamenilor le e frică să discute pe tema asta? Mie nu mi-e frică. De ce o evită? Pentru că în ortodoxie există anumite dogme și ei nu au voie să iasă de acolo. Pentru că în alte religii la fel există anumite reguli și nu au voie să iasă de acolo, dar mie nu mi-este frică și pot să afirm cu toată responsabilitatea că s-au făcut și erori de traducere în Biblie,
e posibil pe alocuri să fi fost și manipulat textul. Deci, pare nu există. Este undeva printre rânduri și există o anumită intuiție pe care trebuie să o ai ca să ajungi la adevărul din Biblie. Pentru că dacă citești singur și fără să ai o anumită înțelepciune, poți să ajungi pe alte cărări. Senzația mea citind Biblia este că se cam bat cap în cap ideile. Că n-au ce căuta Vechiul și Noul Testament în aceeași carte, pentru că ce construiești ziua, dărâm noaptea. Cum poți să pui la un loc o filozofie creștină la fundamentul căreia stau cele 10 porunci, între care, de exemplu, nu ucide, și citesc în aceeași carte, în capitolul Vechiul Testament, îndemn de la Dumnezeu, ucide tot neamul, Lucanaan. Toți copiii trebuie uciși toți. Nu așa că 1, 2. Nu că ar fi vinovați de ceva. Nu contează, nu scatine, omoară-i pe toți. Sunt de acord. Că se bat cap în cap și din cauza asta trebuie citit nou. Cred că există niște mari vulnerabilități și slăbiciuni, dacă vrei părerea mea, ale religiei creștine, vulnerabilități care nu au fost rezolvate în 2000 de ani de istorie și care, dacă își dorește religia creștină să devină așa cum spui tu, viitorul speciei omenești, are de rezolvat niște probleme grave și grele de tot în ceea ce ține de Biblie. Eu le-aș spune doar provocări. Sunt mai simple. Provocări foarte mari. Sunt mai simple. Trebuie adusă Biblia la un consens. Nu poți să spui pe de o parte omoară-i pe tot și pe aia să spui nu ucide. Sunt de acord. Regulă de bază. Sunt de acord, pentru că asta poate să-i rătăcească pe mulți, să-i ducă pe cărări greșite. Da. Oricum, trebuie dovedit cu faptele. Întotdeauna faptele sunt importante, nu doar teoriile. Dacă un om cu adevărat iubește, trebuie să demonstreze prin fapte. Ai spus un cuvânt mare. A iubi. Da. Este o temă deosebit de generoasă, de interesantă, de importantă și spun sincer, la începutul discuției noastre, mi-aș fi dorit să discutăm cu preponderență despre iubire. Din păcate, nici nu am simțit când a trecut spațiul alocat emisiunii noastre și iată, trebuie să încheiem. Îmi fac semn colegii din studio că timpul emisiunii a expirat și de aceea îmi permit să te rog, să te invit la o viitoare emisiune, Meritocrația, în care să tratăm în mod special această temă, iubirea. Cu mare drag, accept. Bogdan, îți mulțumesc pentru prezență în emisiunea Meritocrația. Și eu mulțumesc de invitație. Și le mulțumesc și telespectatorilor pentru că au avut răbdare de a urmări această emisiune. Dragi telespectatori, vă spun la revedere, vă doresc o săptămână plină de împliniri și, ca de obicei, deșteaptă-te române. La revedere!